Știți, la o mănăstire poți să vii numai cu gânduri curate, numai cu ceva frumos, numai cu un suflet plin de bucurie. Recent am avut fericită ocazie să-l cunosc pe starețul de la mănăstirea Hădâmbu. Toate istorioarele dumnealui m-au impresionat foarte mult când am auzit prin ce a trecut dumnealui și cum s-a ajuns la ce avem la ziua de azi. De atât am zis că cât mai repede și în timpul cât mai apropiat vreau și eu să văd aceste locuri sfinte și Dumnezeu ne-a ajutat. Am venit aici ieri noaptea prin pădure, aveam o careva frică, nu cunoșteam drumul, dar Domnul ne-a luminat, am ajuns astăzi tot așa. Este o aură foarte pozitivă, este o atmosferă într-adevăr duhovnicească și ne întoarcem acasă cu inimile pline de Harul lui Dumnezeu și în timpul apropiat ne întoarcem cu familia, cu copii, cu nepoți, cu prieteni, cu colegi să le arătăm această perlă duhovnicească de aici, de la Mănăstirea Hădâmbu. Și vă mulțumim că ne-ați primit foarte frumos, ne-am simțit ca acasă, ne-am simțit foarte plăcut. Cum a fost întâlnirea cu Maica Domnului? Cred că a fost și pentru prima dată când v-ați închinat la icoana Maicii Domnului. Da, neapărat. Asta a fost pentru noi tot o mare descoperire, fiindcă auzisem despre icoana dată și ne-am rugat mult cu o sârdie pentru că face într-adevăr minuni și starețul Nicodem de la Mănăstirea Hădâmbu ne-a făcut cadou și o icoană și suntem foarte mulțumiți și să aibă un loc de cinste în casa noastră. Să vă fie de folos pelerinajul și să reveniți cu drag. Vă mulțumim din suflet. În jur la 2 săptămâni, da? În urmă, deci am aflat prin Presfințitul Antonie, episcopul de Bălți, a fost și starețul Mănăstirii Hădâmbu a fost la noi în Bălți, în Republica Moldova. Deci și s-a povestit despre Mănăstirea Hădâmbu. Foarte ne-a impresionat și ne-am pus în plan ca să ajungem și noi aici la Lăcașul Sfânt să vedem cum este, cum se fac slujbele și în general ce reprezintă Mănăstirea Hădâmbu. Am ajuns, vreau să vă zic, fără mari probleme, deci am făcut cunoștință cu mănăstirea, cu lăcașul acesta sfânt, deci am rămas foarte satisfăcuți de primirea, de unde ne-au cazat, am participat la slujba, spune, la 12 noaptea, am mers la slujba, am ascultat slujba, am aprins o lumnare pentru sănătatea noastră, a copiilor. Deci suntem foarte, foarte satisfăcuți și împliniți că ne-a ajutat Dumnezeu să ajungem astăzi la Mănăstirea Hădâmbu. Ce sentiment, ce emoție v-a cuprins atunci când v-ați închinat la Sfânta Icoană despre care... Știți, chiar vă zic că emoții au fost foarte, foarte mari, fiindcă posibil de ce e că totuși icoana aceasta elimină un har, da, ceva care, știți, parcă trece prin tot organismul. Și e clar că într-o așa scurt timp nu poți să ceri tot ce-ți dorești, dar în primul rând sănătate, am rugat să avem la copii, bunăstare și pace în țară și la noi în țară și tot globul pământesc. Ce gând aveți pentru Părintele Stareț? Dar nici nu știu cum să vă zic. Într-așa un timp scurt, am zicem, și din niște ruini o transformat într-așa o minune, hai să zic. Chiar nu greșesc, spun o minune. M-am uitat chiar în Facebook pe cum arăta cândva ruinile acestei mănăstiri și cum e acum, într-adevăr e o minune a lui Dumnezeu. Cred că Dumnezeu i-a dat harul cel ca dânsul să reînvie și să mănăstirea aceasta care
care aduce un mare folos pentru populația din jur, din România și cred că și de peste hotarele ei. Da. Vreau să spun că și vreau ca să doresc Părintului Stareț să aibă sănătate, să-și îndeplinească toate dorințele care le are, să-i ajute bunul Dumnezeu și să realizeze dorințele. Și oamenii, adică inoriașii, să se întoarcă cu fața înspre Dumnezeu, ceară iertare de la Dumnezeu pentru toate ce se face.